Salutare prieteni și atene la al doilea episod din PES 2017, cariera cu Steaua. Îl avem aici pe Adi Popa, pe care ar fi tare interesant să-l aducem, zic eu, înapoi. Jucător care acum este la Reading, Liga 2 din Anglia, foarte, foarte interesant. Dar probabil e prea scump ca să-l mai aducem înapoi, ar fi tare un împrumut măcar pe 6 luni. Să vină Popică 6 luni înapoi și să ne bucurăm de el, ar fi tare interesant. Aș vrea să văd ce aș putea să vând de la echipă. Pleașcă, sincer, aș vrea să-l dau. Da, o să-l dau pe pleașcă, dacă primim oferte de sigur. Și da, prieteni, înainte să începem acest episod de-a binelea, v-aș ruga să apăsați butonul de like și să-i dați un share mai departe. Asta m-ar ajuta foarte, foarte mult. O grămadă de jucători, Tudori, și el ar fi de vândut ce-i drept. O să-l punem și pe el acolo. Cu Noire vreau să joc meciul viitor. Poiană, vedem că mai avem pe aici. Mi-ați recomandat voi ceva jucători. O să ne uităm și la asta. Sunt multe de făcut pe aici, pe la echipa noastră. Totuși, aș vrea să caut un jucător. Mi-ați recomandat voi o grămadă de jucători și sunt tare curios dacă îl voi găsi pe Hamrun. Mi-a fost recomandat și Hamrun, dar nu știu dacă îl voi găsi. Hai să-l căutăm. Hamrun. Este oare? Da, îl găsim pe... Este liber de contract Hamrun. Hai mă, că poate luăm pe Hamrun, jucător care a fost la Steaua, s-a dus prin Emirate, ar fi foarte 80 overall-ul lui, ar fi interesant, ar fi tare interesant. Hai să vedem ce mai avem. Kirkeș, Stanciu, Ivan, foarte, foarte mulți jucători, Rotariu, Săpunaru, Chipciu. Hai să căutăm acum Fernando Varela. Fernando Varela. Nu-l găsim pe Varela. Nu e niciunul dintre ăștia. Uite-l pe Fernando Varela, fundat stânga. Nu, e fundat și eu central, doamne, ce nebun sunt. Hai să încercăm să-l aducem pe Fernando Varela, a fost jucător la Steaua și el. Toți s-au trecut pe la Steaua. Hai să vedem, îl găsim pe ăsta. Junior Moraes, da, 30 de ani. Cam bătrânel Moraes. Aș vrea să trecem la următorul meci momentan. Hai să vedem cu cine avem etapă. Cu cine avem noi etapă. Dar... ia să vedem. Ok. Să vedem ce facem cu ofertele în primul rând. Opa. Oferta și pentru Pintili. Bă, mă gândesc să-l dau pe Pintili. Popa! 1.100.000 pentru împrumut. Ok. Hai că acceptăm. Acceptăm că avem banii ăștia. L-am împrumutat pe Popică. Îl aducem și pe Hamrun. Au, ce salariu mare vrea. Varela, 15 milioane pentru Varela. Oleu. Eu zic că... să mai reducă din suma asta de transfer 15 milioane, e cam mare. Și le aducem și pe Hamrun. Bine, bă, băieți, am cumpărat jucătorii foarte șmecheri. Și... dacă Pintili are ofertă bună... oh, 17 milioane. Îl vindem instantaneu... și avem salariu, avem salarii mari și buget foarte mare. Ne așteaptă meci cu Craiova, asta e tare interesant. E jucător la națională, cred că vom avea ceva jucători. 7 jucători pentru acest meci al echipei naționale și Popa, îl vedem în imagine, Popa s-a întors la echipă. Popică împrumutat ce-i drept pe 6 luni parcă. Normal că a vrut să se întoarcă Popică. Hai să vedem jucătorii de la echipa națională. Niță,
Tamaș, Momcilović la Serbia, Iacoliș la Croația, Munir Ugana, Tănase și cu Popa la România. E bine. Și din nou oferte ceva? Am văzut eu aici. Nu, a venit Hamrun, ok, 80, foarte, foarte bun. Și Adi Popa. Nu mai ne ducem că a venit Adi Popa. Ce-i drept pe împrumut, dar decât deloc e bine. E bine așa. Meșcu Universitatea Craiova în deplasare. CSU. CSU Craiova, să nu-i mai zicem Universitatea, că o să comenteze unii. Hai să vedem cu Varela ce facem, dacă putem să luăm pe Varela. Ar fi tare interesant. Scouting, bă. Hai să ne uităm și la scouting pe aici. Mendy, ăsta arată interesant de la Leicester, îl știu pe băiat. Da, e scump, vă dați seama. 13 milioane, ok, hai că acceptăm. Îl luăm și pe Varela, dăm 13 milioane. Pentru că la PES aici sumele sunt ceva mai mari. Cred că dacă aș vrea să-l iau pe Stanciu, ar fi o sumă colosală. Dar hai să ne uităm și la Stanciu. Pentru că suntem niște nebuni, ne uităm... Ia uite-mă că nu mai găsesc. Sunt în stare să plătesc o sumă mare și pentru Stanciu. Doar să am acești bani, îl vedem pe Stanciu. Doar ce ai plecat, Stanciule, și deja te vrem înapoi. Dar mai întâi de asta trebuie să facem echipa, nu? Trebuie să facem echipa. O să joc cu Alibek mai retras. Iar aici în față, sincer, vreau să joc cu meciul ăsta cu Neoere. Așa. Hamrun vreau să joace și el în locul lui Alibek totuși. Iar pe Alibek îl vom băga repriza a doua. Alibek va fi arma noastră secretă. Adi Popa va intra și el în locul lui Deamorim. Chiar dacă îi scade, o să jucăm așa. Va fi o surpriză mare pentru cei de la Craiova. Nu se vor aștepta la asta, sunt sigur. Iar surpriza va fi mare. Tănase și el în locul lui Popescu. Iar Muniru vreau să fie în locul lui Filip. Ce naiba. Așa, bă. Bun. Să vedem echipamentele, jucăm în alb, nu putem, Craiova, foarte multe echipamente. Wow, wow, wow. Craiova va juca așa. Al doilea meci din campionat, Hamrun s-a întors la Steaua și nu doar Hamrun, pe lângă el și Adi Popa. Jucăm pe extensiv aici la Craiova, atmosfera este fantastică, dar îl vedem pe Hamrun deja. Și-a luat numărul 5 înapoi, mi se pare că ăsta l-avea și înainte, stadionul plin, aici pe extensiv, Mulțescu. Cu următoarea echipă, Ivan, Bancu, Băluță, jucătorii de atac, Bancu. Acolo foarte interesant, dar ce să mai zicem de Ivan? Ivan, pentru care Steaua cât de curând pregătește o mega ofertă, chiar dacă au foarte mulți jucători acolo în față. Adi Popa și Hamrun alături de noi reatacă Craiova, un cuplu care n-a mai jucat în acest campionat până acum, un cuplu nou, dar să vedem ce vor reuși. CSU Craiova are lovitura de start în aceste momente și deja lansează o minge pentru jucătorul lor de viteză, Băluță. Băluță, Ivan, mare ocazie, dar Niță e portarul sezonului trecut și să vedem ce va face în acest sezon. Ivan, preluare superbă, Moche, visa pur și simplu ca și în meciul trecut cu Dinamo. Steaua are început foarte prost de meci din nou. Cu Dinamo au primit gol în minutul 5, acum se pare că erau să primească gol în minutul 3. Băluță, din nou Băluță, trece bine Băluță. Au blocat bine până la urmă steliștii. Dar să vedem cum va juca și Steaua totuși. Suntem Steaua, șut foarte bun, a doua ocazie deja pentru Craiova. Se anunță un derby de calitate aici pe extensiv. Steaua încolțită de CSU. Talentul Craiovei pentru Băluță.
Un alt jucător foarte, foarte bun. Oh, Ivan, a doua mare ocazie ratată de Ivan, care până acum nu găsește poarta. Băluță și Ivan joacă foarte bine, reușește să facă aceste faze foarte periculoase pentru poarta Stelei. Steaua vine cu ceva nou în a doua repriză, intrarea lui De Amorim și a lui Alibek. Să vedem ce vor schimba aceștia, să sperăm că ceva bine pentru Steaua. Craiova a fost foarte periculoasă, iar Steaua deloc. Alibek combina cei doi. Bună pasa! Boldrin șutează în blocaj însă. Hai să vedem. Pasă bună pentru Denis Alibek. Mai zi ceva. Denis Alibek ratează o mare, mare ocazie. Nu știu cum a putut rata de acolo. Ce fază face Steaua! Dar mare ocazie! Priviți faza asta! Priviți faza asta! Steaua, cum a putut rata? Boldrin șutează un pic alături. Mare atac și pentru Steaua în a doua repriză. În minutul 83, din păcate, Steaua putea deschide scorul, iar Craiova nu știu ce mai putea să reușească. Din păcate doar corner. Hai să vedem. Boldrin bate bine. Denis Alibek pe lângă poartă. Steaua a terminat în atac măcar acest match. Vedem și câteva rezultate. Viitorul pierde cu Astra Giurgiu 4-0. CFR Cluj pierde cu Voluntari 4-0. Dumnezeule. Ce rezultate. Ce rezultate. Poli Timișoara conduce alături de Chiajna până acum. E normal, meciuri foarte grele pentru noi până acum. Ok, Varela a venit și să vedem ce sumă vor cere pentru Stanciu. Mi-e frică să mă uit. Ok, Stanciu, 27 de milioane. 27 de milioane. Să vedem grupa, Sevilla, Arsenal și Club Brugge. Arsenal categoric favorită, Sevilla următoarea favorită, după aceea noi ne batem cu cei de la Club Brugge. Interesant, interesant. Viitorul vedem și pe ei acolo cu Real Madrid, Tottenham și Sporting. Tare interesant și asta. Două echipe din România în Champions League, foarte tare. Grupă și mai puternică pentru viitorul, Real Madrid, Tottenham. Noi am nimerit cu Arsenal, Sevilla și Club Brugge. Puhu, ce grupă, ce grupă de Champions League avem, fraților. Messi, vedem că a câștigat trofeul cel mai bun jucător din UEFA. Bine, băi, Messi. Ok. A venit și Stanciu. Credeam că vom juca meci, nu că se trage, nu că se vor trage aceste grupe. Ok, e bine asta. Măcar o să-l avem pe Stanciu și pe ceilalți băieți. Avem meci cu Politehnica Iași. În sfârșit un meci mai decent, dar până la urmă niciun meci nu e ușor. O să vedem noi asta în meciul cu Iași. Hai să ne facem echipa. Vreau să-l bat pe Stanciu. Categoric. Stanciu, jucătorul nostru de națională. Aici la mijlocul terenului. Cred că o să încep să joc cu Dragomir, băiatul de 17 ani. Mochie, te voi pune fundaș dreapta, iar în locul lui Pleașcă va intra nimeni altul decât Fernando Varela. Varela al nostru, iar în rest e bună echipa. Să trecem jucătorii ăștia un pic mai în față. Din nou meci în deplasare pentru Steaua, dar de data asta cu Iașul. Îl vedem pe Dragomir, jucător adus de la Arsenal, echipă cu care ne vom întâlni în Champions League. Ne poate da ceva detalii Dragomir despre Arsenal, e clar, dar jucătorul mult mai important care joacă astăzi este Stanciu. Stanciu revenit și el la Steaua. Vedem echipa
celor de la Iași, o echipă cu un sistem 4-2-2-2, destul de interesant. Nea Goia, antrenor, vedem și echipa noastră, Stanciu, de abia aștept să te văd jucând acolo. Și Dragomir debutează și el, atenție, doar 17 ani, primul meci pentru el, trebuie să avem mare grijă cu el. Primul meci ca titular, nu știu dacă a mai prins câteva minute până acum, cu Dinamo, nu cred. Dragomir, e mitică Dragomir. Ok, Mochie ca fundaș dreapta, sper să faci mult mai bine și Varela, și el a revenit, să nu uităm. Titular și el normal, Fernando Varela. Hai mai cu grijă, liber acolo, Tama și îl brochează. Ce pasă, ce pasă de Alibec! Băi, de amorime, băi! Priviți pasa lui Denis Alibec. Numai la Messi mai vezi asemenea pasă de amorim. Ok. Hai să vedem, e gol, gol pentru Steaua, lovește Tănase, în sfârșit înscrie Tănase. Frumos, frumos, cu noroc un pic, aici a fost norocul, sau la portar de fapt a fost norocul, faza foarte bună din nou. Oh, Tănase, din nou cu recuperarea, Tănase, 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 Alibec! Pe lângă poartă. De ce e așa Alibec? De ce ai dat-o așa Alibecule? Ăștia de la Iași au ieșit pe atac și ne puteam prinde la faza asta. Iese Alibec, îl vedem supărat, nu cred. Dar nu prea se grăbește, intră Noire pentru acest final de meci. Ai Alibec, nu fi supărat, nu poți să dai gol în fiecare meci. No, 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 no! Steaua primește gol! Lovitura de teatru! Moldovan reușește golul. După centrare, fundașii mei n-au stat bine deloc acolo. Nu știu ce au visat, dar la faza asta... Varela sau cine e numărul 2? Cred că Varela a gafat. Tocmai ce a sosit la Steaua și Varela gafează. Da. Da, fluier final Iași Steaua 1-1. Bă, sincer, e foarte greu încă să mă acomodez cu jocul. Vedem că Tama și-l ceartă pe Varela. 2 goluri, 3 goluri în total pentru noi. Nu e bine deloc asta, nu e bine deloc. E greu să mă acomodez cu PSG-i drept. E foarte schimbat, dar cu timpul voi reuși asta. Vedem echipa lunii, August, Bauab în atac cu Moldovan, Carlos, Lazar, Vajvari, Artean, Benzar, Melinte, Sheroni, Camora și cu Pleașcă în poartă, da? Niciun jucător de la Steaua, nu e niciun fel de problemă, ne așteaptă meci în Cupa României cu Timișoara. Iar apoi primul meci de Champions League care va fi desigur în următorul viitor, în următorul episod desigur, cu cei de la Club Bruj. E bine, e bine de știut. Dar primul meci și pentru... Dar vedem pe Muniru care la antrenamente rupe totul. Să vedem ce va face în acest meci. Mamă, mamă, ce față i-au făcut lui Muniru. Zici că a fost înțepat de albine. Dar să vedem cum va juca în acest meci de Cupa României cu Pauli sau ACS Pauli Timișoara. Naiba, că și-au schimbat toate numele, tot felul de denumiri. Nu mai sunt echipele vechi. E foarte ciudat. Dar tot ce trebuie să știu eu este că astăzi noi trebuie să câștigăm 3 goluri consecutive până acum. Dacă nu ne grăbim, bine, ăsta e meci în cupă, cineva va trebui să câștige. Oh, 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 oh! Dacă nu ne grăbim să obținem o victorie, Gigi Becali ne va arunca probabil de la echipă.
Bună fază, bună fază, șut alături a lui Momcilovic. Boldrin, 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 așteaptă noi, rei, du-te bă frate că m-am săturat de ratările astea. M-am săturat de aceste ratări. De a mori. Bună fază, Boldrin! Noire! E gol? Lol! Se miră! Nu e offside! Doamne, ce fază ciudată! Ce a fost cu faza asta? Hai să revedem. A fost offside, ok. Dar la de ce se bucura? Că n-a fost gol. N-a fost gol, dar el se bucura, lol. Intră Tsugui. Oricum, încă o mare ratare. Nu știu, la PES nu prea știu să finalizez cum n-am jucat foarte mult. Adică e greu să știu cum se finalizează aici foarte... La FIFA dau finesse și aia a fost. Dar aici nu prea știu cum să finalizez și să fie 100% gol. Bine. Șut, bară. Încă o ratare, încă o ratare, bă băiatule. Hai să vedem. Șut din nou, bară din nou. Am dat finesse de data asta. Am zis că poate intră ca la FIFA cu finesse de două ori în bară. Dacă am mai văzut cineva așa ceva. Noire mi se pare că a dat două ori în bară. Eu vreau să știi, dar cu ghinionul ăsta n-ai cum. Băi, n-a fost corner la faza asta, ești nebun? Pasă bună, oare? Se bate, se bate, Noire, în care gol pentru Steaua. Ne trebuie puțin timp să ne acomodăm cu jocul. Tănase înscrie din nou. Tănase, de clarul nostru. Dar Noire a făcut toată faza, priviți cum s-a bătut acolo și a recuperat. Putea șuta el, dar n-a fost egoist. Steaua deschide scorul până la urmă, după multe, multe ocazii. Trei meciuri în acest episod, fraților, dacă tot nu le-am câștigat pe precedentele, am zis să mai jucăm un meci și poate îl câștigăm pe ăsta. Și se pare că suntem foarte aproape, dacă nu vom lua iară gol pe final. Boldrin! No! Torpilă! Torpilă care merge însă pe lângă. Steaua trece de Poli Timișoara, nu știu dacă va fi și retur. Prin golul lui Tănase. Sperăm ca în episodul următor să jucăm și mai bine, să vedem mai multe goluri și un spectacol mai deosebit de atât. Da, prieteni, nu uitați, dacă v-a plăcut, să-i dați un share și un like, mă ajută foarte, foarte mult aceste două chestii. Știu că nu durează mult, dar dacă vreți să faceți, aveți timp necesar să o faceți. Eu am fost Nepi, pa, pa!